În primul rând, este foarte important că ați subliniat această ultimă perioadă prin care Partidul Național Liberal s-a angajat de la finele anului 2019 la guvernare. Sunt 5 ani de zile, în 4 noiembrie anul acesta se împlinesc 5 ani. Este cea mai lungă perioadă pentru un partid politic din România în care s-a aflat la guvernare, a guvernat țara. A fost un moment cu o decizie politică, pe o construcție politică, greu de înțeles și greu de explicat, pentru că sunt foarte mulți membri ai Partidului Național Liberal, simpatizanți liberali, care nu înțeleg chestiunea aceasta. Eu merg pe stradă și vorbesc cu oamenii și singurul lucru care spun, domnule, da, cu PSD-ul. Zic, oameni buni, în această construcție politică am reușit să trecem țara. E o problemă dumneavoastră în campanie faptul că ați avut această alianță cu PSD-ul? Este o problemă pe care trebuie să o explicăm de fiecare dată. Oamenii, și chiar... crezi că oamenii, cei care vă reproșează electorat de dreapta, vor înțelege până la urmă acest aspect? Eu sper să înțeleagă. Este greu de convins un om care își aduce aminte de toate problemele care au fost generate în perioada în care au fost luate niște decizii de niște lideri ai Partidului Social-Democrat și oamenii nu pot să uite, nu pot să treacă ușor peste chestiunea asta. Ne aducem aminte de toate acele chestiuni cu ordonanța care a scos sute de mii de oameni în stradă, 10 august, deci sunt chestiuni pe care oamenii nu le uită. Și nici nu le cere nimeni să le uite. Iar în ceea ce privește ce voi face, am spus și repet, voi face exact ce scrie în Constituție. Dacă partidul care se situează pe prima poziție în opțiunea românilor reușește să constituie o majoritate parlamentară care să guverneze țara, nu ne putem permite derapaje. Adică n-am ieșit din contextul de probleme regionale, de probleme internaționale, ca să intrăm la o tatonare politică, să vedem cine, cum, în ce fel. Nu. Este o chestiune pe care liderii politici trebuie să-și o asume, încă o dată, pentru binele României. Ei trebuie să facă în așa fel încât, imediat după alegeri, să se așeze și să realizeze acel construct politic. Nu se poate, în special pe variantele de centru-dreapta, centru-stânga, să nu existe convergență în ceea ce înseamnă măsuri și decizii pentru guvernarea țării. Dar dacă va exista, sigur, suntem partidul de centru-dreapta care ne dorim foarte mult și ne-am dorit să avem o guvernare de dreapta. Dacă toată lumea înțelege chestiunea aceasta și reușim să obținem un scor care să ne permită realizarea unei majorități parlamentare, fără niciun fel de problemă că vom guverna de maniera aceasta. Dacă nu voi continua să am aceeași poziție prin care oamenii să poată să înțeleagă faptul că fac politică pentru români. Iar a face politică pentru români, trebuie să dai deoparte toate orgoliile și să te așezi să vii cu soluții concrete. Domnule Nicolae Ciucă, cine sunt cu adevărat contracandidații dumneavoastră în această competiție la care vă uitați și cu care vă luptați pentru această poziție președinte României? Cine sunt contracandidații? În momentul de față, principalul contracandidat este Marcel Ciolacu, pentru că este liderul Partidului Social-Democrat, partid cu bază consistentă în electoratul din România. Despre ceilalți, nu-i considera suficient de... adică nu reprezintă un pericol într-atât de mare pentru dumneavoastră? Nu reprezintă un pericol. Sunt contracandidați, îi tratăm cu respectul cuvenit pentru un contracandidat, dar cel care cu adevărat reprezintă o provocare
pentru turul al doilea este Marcel Ciolacu. Sunt sociologi, sunt comentatori care vin și spun că în momentul de față poziția dumneavoastră și a Partidului Național Liberal nu este una favorabilă în sondajele de opinie. Să știți că am luat în serios această observație și m-am dus în timp și am văzut cum au intrat în campanie și în precampanie ceilalți candidați de-a lungul timpului. Și în 2004, și în 2009, și în 2014, chiar și în 2020. În momentul în care se fac anunțurile și până să se facă anunțul formal, există acest decalaj între candidat și partid. Pe măsură ce se oficializează candidatura, pe măsură ce se intră în campanie, se strânge procentul între candidat și partid și se ajunge acolo la nivelul de intenție de vot al partidului. De ce dumneavoastră și nu Ciolacu? Aici cred că intervine partea de competențe dobândite de-a lungul timpului în cariera profesională a fiecăruia dintre noi. Și așa cum foarte bine se știe, am făcut totul de-a lungul timpului urcând treaptă cu treaptă în carieră, trudind alături de colegii mei, de camarazii mei, pe care îi voi respecta toată viața mea, pentru că știți care este chestiunea? În viață suntem ceea ce suntem nu datorită nouă. Suntem ceea ce suntem pentru că am făcut parte dintr-un colectiv de oameni, am muncit alături de ei, am trudit alături de ei, ne-am sacrificat alături de ei, am muncit unii pentru alții și de aceea îmi vine greu să vorbesc despre mine. Pentru că eu consider că ceea ce am făcut în viață... Dar considerați că aveți o carieră și o pregătire și competențe mai importante decât domnul Ciolacu, înțeleg? Asta o spune... Asta e înțelegerea mea, ceea ce a spus dumneavoastră. Așa este, da. Bun.